În total, 8 candidați s-au luptat pentru fotoliul de primar al municipiului Zalău. A câștigat candidatul PSD Ionel Ciunt. Acum însă, ce se întâmplă cu ceilalți 7? La alegerile de duminică, zălăuanii s-au dus la vot să-și aleagă primarul din cei 8 candidați. L-au ales pe candidatul PSD Ionel Ciunt, care a câștigat la scor. La mare distanță de câștigător s-a clasat primarul în funcție, Radu Căpâlnașiu, care a candidat din partea PNL. Am încercat să fac ce am crezut că e mai bine pentru oameni și pentru oraș. Îmi asum și greșelile făcute, dar suntem oameni. M-au condus bunele intenții. Nu am depus armele, voi rămâne să-mi pun la dispoziție experiența acumulată în administrație și dorința de a face ceva pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Felicit pe noul primar și doresc să aibă înțelepciunea și puterea să treacă cu bine prin greutățile și responsabilitățile ce le implică această poziție, a scris Radu Căpâlnașiu pe pagina sa de social media. În ce fel rămâne Radu Căpâlnașiu în politica locală vom vedea în perioada următoare. Al treilea clasat, candidatul UDMR Nicolae Fazacaș, încă viceprimar al municipiului Zalău, are toate șansele să rămână în această poziție și după constituirea noului Consiliu Local. Chiar dacă deocamdată nu se hazardează să înainteze această idee, se prefigurează o alianță între PSD și UDMR, care i-ar putea conserva funcția de viceprimar. Rezultatele oarecum surprinzătoare, nu ne-am așteptat la rezultate atât de concrete. Am crezut că va fi o luptă mai strânsă, dar electoratul a decis și bineînțeles că respectăm decizia zălăuanilor. În ceea ce privește viitorul meu, ca să spun așa, așteptăm validarea rezultatelor și în urma validării probabil că o să fie la sfârșitul săptămânii negocieri, discuții și în urma acestor discuții, sigur, o să știm mai multe. În momentul de față, nu, până ce nu sunt aceste discuții, nu aș vrea să mă hazardez în legătură cu ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, deoarece nu suntem noi în poziția de învingători, să spun așa. Vasile Cristian Lungu, candidatul PMP, a obținut un scor neașteptat de bun pentru un nou venit în politica locală. Rămâne de văzut dacă este o apariție efemeră în politica locală sau va rămâne să-și construiască o carieră politică. O parte dintre zălăuani a optat pentru Gheorghe Stanciu, care de data aceasta a candidat la primăria Zalău și în calitate de independent. Deși de fiecare dată, după alegeri, spune că nu va mai candida, la următorul ciclu electoral îl revedem pe buletinele de vot. Probabil îl vom revedea și la parlamentarele din toamnă ca și candidat. Dorel Labo, candidatul PNCCD la funcția de primar, și-a semnat revenirea pe scena politică locală după 8 ani de absență. Deocamdată va intra în Consiliul Local, unde spune că va duce o activitate constructivă. Noi ne-am îndeplinit scopul în sensul că am intrat în Consiliul Local din Zalău după 12 ani de absență și de asemenea am obținut în alte localități un număr dublu de consilieri local față de alegerile precedente. Dorel Labo, candidatul la primăria Zalău, ce va face mai departe? Rămâne în Consiliul Local sau se retrage iar din politică? Nu, rămân. Am anunțat că rămân în Consiliul Local și încercăm să reconstruim acest partid PNCCD și să facem din el un partid reprezentativ la nivel local și județean. Așadar, Dorel Labo, prin candidatura la primăria Zalău, și-a semnat actul de renaștere ca politician. Oarecum da. Încercăm să reconstruim PNCCD, așa cum am spus. Am lângă mine niște tineri entuziaști care vor să facă acest lucru și de asemenea cu echipierii din PNCCD pe care am găsit aici și cei care m-au ajutat să reintru în politică sunt alături de mine și eu sunt alături de ei pentru a porni și pentru a continua această reconstrucție. De asemenea, consilierii locali aleși în județ se luptă pentru a obține posturi de viceprimari și sperăm să obținem câteva posturi de viceprimari în localitățile din Sălaj și atunci o să avem o structură închegată pe care să putem construi un nou partid. O să încercăm să facem organizații în toate comunele și la alegerile viitoare să fim mult mai bine pregătiți decât acum. În viitorul Consiliu Local al municipiului Zalău, veți fi în opoziție sau în alianță cu actualul primar?
Eu voi încerca să construiesc în Consiliul Local. Dacă voi fi solicitat într-un fel sau altul, voi participa dacă acest lucru va însemna binele zălăuanilor. Chiar dacă a scos un scor mic în calitate de candidat la primăria Zalău, deputatul Mirel Taloș se arată mulțumit de faptul că zălăuanii au ales să schimbe primarul. În ceea ce îl privește, la toamnă va candida pentru un nou mandat de deputat. Îl felicit pe domnul Ciun pentru victoria de la Zalău. Este o schimbare de administrație binevenită în Zalău. Din păcate, în ultimii ani, mandatul postului primar Căpânășiu era înțepenit, era lipsit de viziune. Zalăul este un oraș care a stat de foarte mulți ani pe loc. Mă bucur de faptul că programul meu electoral și cel al domnului Costa există o congruență importantă, respectiv construirea unui parc industrial, simularea dezvoltării economice în municipiul Zalău și ca partid vom ajuta noua administrație din municipiul Zalău în realizarea acestui obiectiv. Ce va face Mirel Taloș în următoarea perioadă? Vom continua să construim partidul nostru în teritoriu, am învățat lecția acestora de cer locale și în ce privește persoana mea, intenționez să candidez la Camera Deputaților la alegerile parlamentare de la Suceava. Ultimul clasat ca număr de voturi a fost candidatul UNPR Mircea Abrudan. În campanie i-am remarcat sloganul "Cum votezi, așa trăim". După rezultatul de duminică, Mircea Abrudan nu a făcut multe declarații. În schimb, a postat pe propria pagină de social media o fotografie care nu are nevoie de comentarii. Mircea Abrudan poartă un tricou inscripționat cu textul "Adio politică, mă apuc de treburi serioase".